Fraților, s-a făcut ora 8 seara și mi-am tăiat aici fructe, avem două fructe mari. Uitați și voi, toată farfuria asta este plină cu vârf. Avem o piersică și o pară, foarte bune, abia aștept să le mănânc. Când vorbim despre fructe, putem să vorbim despre dietă extremă pentru că au foarte puține calorii și ne ajută foarte mult să slăbim. Și pentru că astăzi am mai multe kilograme decât ar fi normal, trebuie să mănânc mai multe fructe. Chestia asta mi-a adus aminte că trebuie să mănânc mai multe fructe. Și sunt și foarte sănătoase, vă garantez. Încercați! Deci habar n-aveți ce bune sunt. Sunt extraordinar de bune fructele, fraților. Sunt răcoritoare, sunt bogate în apă, vă hidratează foarte bine. Sunt foarte motivat să slăbesc și nu am poftă de mâncare, de aceea am ales fructele, pentru că sunt și foarte răcoritoare și se consumă foarte ușor, se digeră foarte ușor de către organism. După cât efort am făcut astăzi și faptul că am mâncat foarte, foarte puțin, acum ar trebui să rup, dar pentru că sunt foarte motivat, când am văzut cântarul ăla când ne arăta 112,4, am crezut că îmi vine rău. Așa că o să fac tot posibilul, o să dau tot ce mai bun și săptămâna asta din mine să ajungem sub 111 kg. Mai am foarte puțin din fructe, fraților, și perele astea sunt foarte bune. Piersica, nu mai zic, a fost super bună. Cred că v-am înnebunit cu fructele, așa că vreau să vă arăt și secretul meu, fraților, de pot să fiu așa puternic ca un urs și pot să fiu sănătos fără să mă îmbolnăvesc. Mănânc foarte puțin, după cum puteți vedea, am slăbit 35 de kg. Sper să se facă 36 săptămâna asta. Așa, haideți să vă prezint primul produs. Este API complet. Este un produs creat chiar de noi, mai exact de mine. Are un preț un pic mai mare, dar am vrut să conțină tot ce mai bun de la albinuță, acest borcan. Așa că am adăugat în el păstură, care o puteți vedea și aici. Asta am luat-o să mai ronțe așa câteva bobițe după ce mănânc două lingurițe de api complet. Deci api completul ăsta conține în felul următor: două feluri de miere, păstură, polen crud, propolis, tinctură de propolis, adică pulpă de cătină și lăptișor de matcă. Și pulpa de cătină este extrem de bună, are o grămadă de vitamine. Polenul și păstura sunt foarte bune pentru proteină, au extraordinar de multă proteină și foarte puține calorii. Și oricum mâncăm foarte puțin, adică nu mâncăm 100 de grame, mâncăm două lingurițe, nu vă gândiți că trebuie să mănânci așa mult, pentru că este foarte puternică, mai ales păstura. Păstura e derivă din polenul crud, este un polen crud îmbunătățit de către albinuță prin enzimele care le adaugă peste polenul crud și după o fermentare naturală în stup se transformă în păstură. Deci păstura asta este mult mai bună decât polenul, este foarte bun și polenul. Tot așa, două lingurițe dacă puteți să mâncați pe zi este extraordinar. Nu trebuie să le cumpărați de la mine, puteți să le cumpărați de oriunde. Eu vă arăt ce produse am și pot să bag mâna în foc pentru ele că sunt foarte bune. Prețurile sunt accesibile, așa că dacă nu aveți de unde să cumpărați miere de încredere, de calitate, o puteți face pe site-ul meu, puteți să lăsați o comandă pe www.mieretv.ro. Puteți scrie și aici. Și vă garantez că veți avea cele mai bune produse apicole de pe piață. Ideea este că o cantitate foarte mică, cum ar fi două lingurițe, are atât de multe vitamine și minerale și tot ce are nevoie corpul, încât este extraordinar, face extraordinar pentru corp. Și când ești pe un deficit caloric atât de mare cum sunt eu, de atât timp, sunt de un an jumate la dietă, bine, cu întreruperi, bineînțeles, dar este un efort extraordinar de mare pentru corp, mai ales că pierd o grămadă de săruri minerale de la efort prin transpirație. Am foarte mare nevoie de un supliment. API complet, v-am zis, conține și păstură, dar voi mai mânca și două lingurițe de păstură separat, voi rănți că stau la laptop. Nici nu cântăresc mult în stomac, adică nu o să cântărească mult nici pe cântar. Sunt foarte bune, au proteine și, sincer, pe mine mă ajută chestia asta, mai ales proteinele mă interesează foarte mult, pentru că vreau să construiesc o masă cât mai mare, o masă musculară cât mai mare, să fiu ca un urs, fraților. Ați văzut, acum încep să slăbesc foarte, foarte greu și atunci îmi trebuie chestii cu multe vitamine, multe minerale, cu proteine în cantități cât mai mici, cât mai concentrate. Îmi trebuie și volum, fraților, de-aia am folosit fructele. Calorii puține, volum mare, să-mi umple un pic stomacul. Credeți-mă, la cât sunt de motivat, puteam să nu mănânc nimic astăzi și nici mâine și nici poimâine. Până duminică la cântar puteam să nu mănânc absolut nimic. Dar e bine să facem asta? În niciun caz nu e bine să facem chestia asta. Nu trebuie să stăm nemâncați, fraților. Asta e cea mai mare prostie. Stai nemâncat, slăbești 2-3 kg în 2-3 zile și apoi când începi să mănânci nu te mai poți opri și faci binge eating și mănânci ca nebunul și mănânci până te doare burta și apoi peste o jumătate de oră mănânci iară ceva. Am trecut și eu prin chestiile astea. Poftele sunt foarte, foarte periculoase. Chestia asta, pe completul ăsta, este și dulce pentru că sunt și două feluri de miere în el și este super. Tocmai am luat o linguriță și o să mai consum încă o linguriță. Așa, haideți să mă și vedeți. M-am și tuns, după cum puteți observa. Am avut o grămadă de treabă astăzi și credeți-mă, sunt super motivat, mai ales când am văzut că n-am mai scăzut pe cântar. Foarte motivat sunt să slăbesc, dar asta nu înseamnă că trebuie să stau nemâncat. M-am gândit, mi-a trecut prin minte chestia asta, băi frate, nu mai mănânc nimic și gata. Dar nu e bine, nu e bine, trebuie să alimentăm cu ceva organism, nu se poate chiar așa.
Da, e foarte bun. E dulce, e bogat în proteine, ține foarte bine de foame, mă ajută foarte mult și la stomac. Astea sunt medicamente pentru stomac, credeți-mă. Pentru cei care au ulceri, pentru cei care au gastrite, eu m-am vindecat cu lucrurile astea, sunt foarte, foarte bune. Gata, o să mă opresc aici. Am vrut să fac această paranteză pentru a vă explica cât de bune sunt lucrurile acestea și pentru a vedea că eu le consum și sunt foarte, foarte sănătoase. Iar cei din industria fitness-ului habar n-au de produsele apicole, zic că îngrașă și că nu sunt bune și tot felul de porcării din astea. Dar eu la câtă miere am mâncat săptămâna asta și acum vedeți, mănânc și apic complet și păstură. Dacă voi reuși să slăbesc, o să demontez mitul ăsta, sper, pentru că ați văzut cât de greu slăbesc acum și dacă totuși reușesc să mai slăbesc mâncând chestiile astea, ei bine, asta înseamnă dieta extremă. Dieta extremă, dar sigură, sănătoasă, fără să avem probleme. Foarte puțin consumă lucrurile acestea care se ocupă cu fitness-ul, cu turismul. Profesorii mei de la sală mănâncă lucrurile acestea, eu îi sponsorizez, le ofer produse la discreție câte vor ei, pentru că am învățat foarte multe de la dânsii. Și, în general, garda asta bătrână consumă produse apicole pentru că știu cât de bune sunt, dar pe YouTube, credeți-mă, niciun YouTuber român nu l-am, care se ocupă cu fitness-ul, bineînțeles, sau cu turismul, pe nimeni n-am văzut să mănânce, să spună cât de bune sunt, pentru ce sunt bune și așa mai departe. Dacă doriți mai multe informații, căutați clipul despre păstură, am un clip pe YouTube sau căutați pe Google păstură, polen și vedeți acolo pentru ce sunt bune aceste lucruri. Veți rămâne șocați. Deci până am terminat de vorbit, fraților, până am terminat să filmez lucrurile acestea despre produsele apicole, credeți-mă, uitați cât am mâncat și din fructe, credeți-mă, mi-a trecut foamea. Efectiv, mi-a trecut foamea și aici nu avem nici 200 de calorii. Țineți minte, fructele plus ce am mâncat aici, nici 200 de calorii nu au. Iar păstura asta ține extraordinar de bine de foame. O să fiți uimiți cum două lingurițe dintr-o chestie ca asta vă pot ține de foame. Cam așa arată, să vă arăt mai bine. Este moale, este catifelată, este acrișoară, un pic amăruie, un pic dulceagă. Dacă n-ați încercat niciodată, chiar vă sfătuiesc să încercați.